Salutare, salutare! Vă salută piratul Georgel. Am obosit. Am zis că astăzi nu vă filmez, dar speram să găsesc un punct de monede dacice făcute de Celți, bătute de Celți, dar n-a fost să fie. Uite, mă aflu aici într-o pădure frumoasă din județul Buzău. Ceva se întâmplă acolo. Ceva e putred în Buzău. Ceva pute în Buzău. Pute așit. Așit arheologic. Da? Șit arheologic, pute la Buzău. Salut, băieți! Hai să mai filmez pădurea. Auziți oamenii care lemnele? Care e ceva? Și groapa. Relic Striker-ul, rucsacul cu care am venit să-l duc plin de monede și cam asta e. Mă așez, mă odihnesc și am plecat. Vă fac filmul și vi-l încarc, băi, băieți, băi, George, căutător de comori, găsitor de fiar vechi. Ia auziți cum se fură pădurea la Buzău. O taie cu drujba. Auziți? Vedeți? Așa se duc pădurile noastre și așa se duce România. De aia Biden nu mai dă 2 bani pe România. Știi că suntem o țară plină de hoți. Începând de la daci încoace, de 2000 de ani, furăm cachiorii, distrugem tot. Hai de curul nostru. Proști am fost, proști rămâne. Nu știm să avem o țară bogată și frumoasă și ne batem joc de ea. Cum putem mai bine? Hai de curul nostru. Singurele obiecte care le duc acasă sunt acestea. Am reușit să vă spăl cartușul cu apă din bidon, normal, nu cu scuipat. Când îi văd pe străini aia, îmi fac greață cum scuipă e pe monede. Am spălat și asta de la breneche, brenecheu, breneche, cam așa ceva. Plumb de la cartuș de vânătoare. Și ăsta, un alt plumb, de la flinta românească, ungurească, nemțească, flintă, așa îi spune. Nu muschetă, muschetă, francezii spuneau, de la muscheta. Aici astea sunt, ia să fac și poză cu cartușul. Dar bine că n-a murit ca ala de inimă, de oftică, ca ala din București, mă. Serios, mă, te oftici. Dai atâția bani, arunci atâția bani pe transport, oboseală, zi pierdută și vezi că nu găsești, normal că pleznește inima în tine. Faci infarct. No, ia, ia vedeți ce, uite, uitați, am găsit monedele astea, ia, vi le arăt acum. Acasă vi le arăt, aici nu le am. Vi arăt monedele dacice bătute de celții chinezi. Da, bun. Să ne auzim cu bine până la următoarea detecție, dar o să merg tot la mine pe dealul satului. Măcar acolo găseam tuburi de cartuși trase și potcoave de cai morți. Nu, o mână de fiare vechi. Vă salută Georgel Piratul! Da, v-am pus și monedele dacice, made în Buzău. Măi, Buzău, Buzău, Buzău,
lăsăm așa și pe dincolo. Ia, ia, uitați. Vedeți? Da, să nu poată să arde mai bine. Da, vedeți? Asta ca să vă clătiți privirea. Astea-s din pădurea eBay, da, care vreți monede la sigur, să găsiți la sigur, căutați în pădurea eBay, bonsai, și găsești ce monede vrei. Găsești ce monede vrei în pădurea eBay, da. În pădurea Spătarul nu mai ai voie să cauți. Ieșit arheologic, da. Plătiți-vă privirea, măi, vezi. Așa, ia, uitați, mă, puieți, monede dacice bătute de greci și de celți. Da, daci erau prea în stare de ebrietate să bată ei monede din astea faine. A, sper că v-a plăcut. Sper că v-a plăcut detecția mea în munții Buzău, la pomul lăudat, am mers cu un rucsac. Da. Și m-am ales cu doi plumbi și un tub de cartuș. Vedeți, măi, cum se îmbogățesc detectoriștii. Păi nu știu, ori au fost lăcustele, alea din București au scos ei tot, în urmă cu ani. Ori asta găsești în realitate. Sârme, cuie, fiare vechi. Iar cei care arată că găsesc monede, poate le găsesc în acolo unde n-au voie să caute, știți voi. Toate fiarele am lăsat la rădăcina copacului. Peste 2000 de ani vine un arheolog și o zic, ia uite, o depunere de fiare de la daci. Da, dacă mai ies la detecție, te mai lasă ăștia, mai facem mișto de detecția de metale, cum se îmbogățesc detectoriști în România. V-am lăsat că pierd trenul dacă mai stau mult de vorbă, așa că ura și la gară, măi băieți, veniți la gară, nu pierdeți ocazia.